Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou filmuleț. Astăzi vă prezint cum arată carența de calciu la ardei capia. Avem aici un ardei capia. Afectat de această carență de calciu, de lipsa de calciu. Sper că se vede cât mai bine. Să încerc să apropii un pic. Deci, această defecțiune se produce când planta nu are suficient calciu din sol. Va trebui să facem noi fertilizări artificiale sau naturale cu gunoi de graști, dar în toamnă se fac aceste fertilizări. Atenție, gunoiul de graști trebuie să fie fermentat înainte de aplicare. Sau putem să aplicăm foliar pe frunze, adică calciu lichid, pentru echilibrarea necesarului de calciu din plantă. Mare atenție să nu confundați această carență de calciu cu arsura solară. Pentru că ele sunt asemănătoare ca aspect, dar arsura solară este totuși puțin diferită, dacă vă uitați atent. Deci arsura solară se face puțin mai mare și pe zone mai întinse. Lipsa de calciu întotdeauna va fi în acest mod mai redus la dimensiuni. Deci va trebui să facem fertilizări artificiale la rădăcină sau pe frunze. Mare atenție la dozajul elementelor nutritive pe care le folosiți. Utilizați înainte manualul producătorului sau, dacă nu știți, întrebați la fitofarmacie de unde cumpărați cât să aplicați la 10 litri sau, dacă faceți mai puțin, cât trebuie să ce dozaj trebuie aplicat, da? Da, deci dacă v-a fost de folos filmulețul acesta, nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like dacă v-a plăcut, cum mai v-am spus, sau să distribuiți. Vă urez o zi cât mai frumoasă. La revedere!